Stimați invitați, în conformitate cu dispozițiile articolului 134 alineatul 1 litera A din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 10 din 18 ianuarie 2024 emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Pușcașu. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordine de zi. Da, mulțumesc. Mai întâi vreau să spun bun venit deliberativului Parlamentul Comun de Bucănesc. Suntem în prima ședință, pentru anul 2024, parafrazând un pic, se poate spune, apropo de ordinea de zi, că sunt semne bune pentru anul ăsta. Avem o interpunere sub aspect cantitativ, 16 puncte, deci o consistență mai deosebită pentru activitatea propusă la primul punct. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul GAZ Valea Crotoșului Bacău pentru anul 2024, inițiator subsemnată. Punctul al doilea vă propune tot un proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă ce se va exploata din fondul forestier, proprietate privată a Comunei Bogdănești, inițiator subsemnată. Punctul al treilea, de asemenea, un proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul următor, 2024-2025, la Institutul de Învățământ de pe raza Comunei Bogdănești, inițiator subsemnată. Al patrulea punct înseamnă tot un proiect de hotărâre privind aprobarea majorării salariilor de bază pentru funcționare publică, personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2024, inițiator cu semnatul. Punctul al cincilea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate planului urbanistic general al Valdei Bogdănești, județul Bacău, inițiator cu semnatul. Punctul 6. Un proiect de hotărâre privind desemnarea doi consilieri locali pentru Comisia de Evaluare a Secretarului General al UAT Bogdănești, inițiator subsemnată. Punctul 7. Un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane cu handicap pentru anul 2024, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. Al 8-lea punct. Un proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale de Bacău, încheiat cu SC Compania Rom Press Service, inițiator domnul viceprimar. Punctul 9, un proiect de hotărâre privind diminuarea taxei de pășunat pentru fermierul Toma Laura Maria pentru anul 2023, inițiator domnul viceprimar. Al 10-lea propune un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități la Biblioteca Comunală Bogdănești pentru anul 2024, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al 11-lea figurează un raport privind activitatea desfășurată de asistență personal pentru persoane cu handicap pe semestrul al 2-lea 2023. Prezintă doamna Scutaru Lămâița Elvira. La punctul al 12-lea, tot un raport privind activitatea desfășurată de serviciu voluntar pentru situația de urgență în anul 2023, prezintă domnul Andrușcă Constantin, șeful SVSU. La punctul 13, un raport privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Bogdănești pentru anul 2023, prezintă doamna Pușcașu Sorină. Intrăm în zona informărilor. Punctul 14, o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la UAT Bogdănești de Bacău pentru anul 2023, prezintă doamna Scutaru Lămâița Elvira.
al 15-lea punct. De asemenea, o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor înregistrate agricol pentru semestrul al 2023, prezintă doamna Pascu Vasilica, și al 16-lea înseamnă solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot, conform uzanțelor, cine este pentru? Mulțumesc. E vorba de unanimitate, nu rămâne decât predau tapeta președintelui de ședință. Da, mulțumesc. Înainte de a trece la o altă de zi, vreau să vă cu domnul secretar general să prezinte procesul verbal la ședința. Da, procesul verbal nu a fost finalizat la redactare, dar am rugăminte de la dumneavoastră, domnul președinte, dacă vreți să supuneți spre aprobare Consiliul Local, să fie discutat la primul punct din ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractuale cu Adisul Urmul Prețu, la rugămintea celor de la Adis, au și ei ședință tot astăzi și trebuie să-i transmitem actul. Da. Suntem de acord. Suntem de acord, domnule. Supuneți la vot. Supuneți la vot. Cine este pentru? Domnul ce domnul vice prima. Da, mulțumesc. Hotărârea privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegare gestiunii serviciul de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău cu numărul 180/2957 din 6/5/2015 încheiat cu 10 companii Rompris ESA. Hotărăște articolul 1 să se aprobă prelungirea perioadei contractuale prin actul adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău numărul 180/2957 din 6/5/2015 încheiat cu 10 companii Rompris Servicii S.A. o formă anexie 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă modificarea anexei numărul 9.1 și 9.2 la contractul 180 din 2957 din 6/5/2015 conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește subsemnatul având calitate de reprezentant al Comunei Bogdănești în adunarea generală Societății de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală Asociației ADIS Bacău. Articolul 4. Se acordă mandat președintului Asociației Valentinii Vancea să semneze numele și pe seama asociațiilor actului adițional numărul 7, cu anexele aferente. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 4, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Vă mulțumesc! Comisia numărul 3, că tot aveți la ora de acești lucruri. Dacă domnul consilier a cineva cuvântul, a fost la vot, dacă nu sunt. Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre privind aprobarea. Vă abține, domnul. Să abține, președinte. Vă abține. Am văzut din cauza... Da. Din cauza televiziunii n-am văzut. Da. Am înțeles. Deci cu 9 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre, văd cu Octaviana să menționa procesul verbal, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Nu trec până la ordine de zi, punctul 1. Dăm cuvântul domnului primar. Domnul primar, vă spuneți acum. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL Valea Trotului Bacău pentru anul 2024. În primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL Valea Trotului Bacău cu sumă de 1.500 lei
pentru anul 2024, articolul 2, după aprobarea doamnă Căuțeanu Romelia, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Și articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Munțoiu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, Asociației GAL, Valea Trotul, Județ Bacău, instituției prefectului Județ Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. În referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre, am menționat următoarele. Având în vedere calitatea Comunei Bogdănești, Județul Bacău, de membru GAL, Valea Trotul, Județ Bacău, apoi prevederile statutului respectivei entități asociative, pentru că ne-am mai întâlnit cu asemenea situații, aprobare a cotizației. Cotizația, de fapt, înseamnă acceptarea statutului cu cele două părți, drepturi și obligații. Cotizații plătim și la partid, la urmă urmei. Și am mai menționat aici raportul de specialitate al doamnei Răzăuțeanu Romene, contabil la primăria Bogdănești. În aceste condiții nu rămâne decât să solicit Consiliului Local Bogdănești de să facă o adoptare a proiectului de hotărâre în formă prezentată. Cum s-a numit? Comisia numărul 1 a vizat favorabil acest proiect al zilei. Mulțumesc! Mulțumesc! Consilier! Doamnelor, domnule consilier, dacă v-ați aminti, anul trecut, când am votat acest lași proiect de hotărâre, am menționat și atunci, menționat și acum, sunt de acord cu cotizația, în schimb, noi nu suntem reprezentați în această asociație, nu mergem la ședințe, anul trecut a fost o oportunitate, s-a plecat la Bruxelles, domnul primar, fără să anunțe Consiliul Local, a trimis pe cine a dus domnia sa. Când s-a venit de acolo, n-a venit la Consiliul Local. Știm și noi ce s-a discutat acolo, ce s-a... Eu sunt de acord cu cotizația, n-am nimic împotrivă, dar păcat, pentru că celelalte OAT-uri care fac parte din acest GAL, în fiecare an au câte un proiect, au câte o finanțare. Noi am avut o singură finanțare acum 7-8 ani, când e vorba de banii care au fost jumătate din podul de la Lubozia și de atunci nimic. Într-adevăr, suntem, cum a spus dumneavoastră, la partid de cotizați, dar ar fi bine să fie reprezentanți acolo, să cere și noi drepturile, să ne ajută la făcut proiecte, la asta. Așa, dăm bani fiecare an și atât am văzut. Da, eu am fost la o ședință GAL, avem 90.000 de euro. Putem să cheltuim când vrem, să avem proiect și să cheltuim. Eu nu așa mă văd. Dacă nu tot ne consider, dacă nu ești domnul primar, puteți să spun. Da. După mine, GAL Valea Trotoșului, cel puțin din perspectiva administrației, este o dezamăgire. Și îl motivez prin următoarele aspecte. Am accesat cu știu cu voi niște bani pentru investiția pe care o comandit, contul din Slobozia. A trebuit să punem bani din bugetul local până când au fost rambursați și acum nu s-a finalizat practic procesul de rambursare. Pentru o discuție pe care am avut-o cu doamna de la GAL, a venit pe aici, într-adevăr, a recunoscut că investițiile nu merg pe GAL, pur și simplu. Și am fost, într-adevăr, invitat să merg. Noi am însoțit. Puteți să înțelegeți toți de ce noi am însoțit. Dar, pur și simplu, cred că dintr-un motiv care l-am menționat anterior. Am trimis în locul meu pe doamna Pascu Vasilica, care reprezintă un cadru de perspectivă pentru administrația locală. Că poate să vă informeze foarte bine, poate să o facă și acum, că nu mă deranjează. Ea, după câte nu la Bruxelles, a fost undeva prin Spania, parcă a fost. Da,
Caravana. Într-un schimb de experiență. Exact. Și deci eu așa sugerez să informez. E o problemă de oportunitate de ce să rămână lumea în doriță. Deci toată această experiență consta între schimb de experiență între agricultori, mici fermieri, na? Ceea ce ei fac acolo și cum evoluează ca și producție pe agricultură, în primul rând, doar despre asta a vorba, despre agricultură. Ei merg foarte mult pe asociații, pe cooperative. Da? Adică, dau un exemplu, grupul Șerba poate să ia micii fermieri sub ordinea lui și să-i ajute în vânzarea produselor. Deci că asta a fost vorba în toată experiența asta, nu a fost alte... Deci nu a avut legătură cu galul. Nu, era făcută și de o altă cooperativă din București. Da. Deci cu privire, ei au fost într-un... Și galul, practic, la rândul lui a fost invitat. Da, da, da. Și a avut posibilitatea să cheme niște oameni, că se invite din cadrul primăriilor, pentru a putea să vadă ce se poate face în afară și să venim să facem și noi aici. Dar pe România noastră e cam greu să punem în practică și să... Exact. Pentru că noi, pe principiu, era să moară... De ce să moară caca, de ce? Sau de ce să îi dau ăla cu șerban cu 5 lei kilogramul, când eu pot să-l vând cu 7 lei cu tărbindeșile? Da, cred că ei nu sunt așa. Ei au alte principii, sau altfel dezvoltați mental și din motivul ăsta sunt unde sunt. Da. Da. Mulțumesc. Cam asta. Până acolo, stai aprobat. Cine știu că e? Nu mai abține, domnul? Da, pe la capăt. Am înțeles. Ca să știm ce să mai întoarce la capăt, domnul. Direct. Da, nouă voturi. Pentru și-o abține. Dar ridic eu mâna, mă vedeți pe mine. Da. Sunt un pic obturat aici. Da. Dar nu ești. Domnul, mai ales cuvântul, punctul 2. Care înseamnă la punctul numărul 2. Orașezii. Masa de masă. Masa de masă. Care este masa de masă? Masa de masă. Deci, proiect de hotărâre privind majorarea... Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partidelor cu masa de masă provenite din pășunea cu arvă, proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2024. La primul punct propun aprobarea listei partidelor din pășune cu arbă, proprietatea privată a Comunei Bogdănești, se exploatează în anul 2024, care reprezintă anexă la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Procedura de vânzare a masei lemnoase pe picior provenite din partidele prevăzute în lista de partid pentru anul 2024, respectiv APV-urile. În două APV-uri aici, deci procedura de vânzare să fie licitația publică cu strigare cu preselecție. Articolul al treilea, prețurile de pornire la licitație vor fi următoare. La primul APV, din 12-10-23, 48,15 metri cubi înseamnă, se propune prețul de pornire 140 de lei metru cub. La, pentru al doilea APV, din aceeași dată, în, la o masă de 298,94 metri cub, același preț. Articolul 4. După aprobare, hotărârea se va comunica de către secretarul general al Comunei, domnul Ciori Vasile Comunale, Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, compartimentul achiziții publice și instituția secretului obiectivator se va duce la cunoștință publică. Referatul de aprobare este motivat pe următoare. În primul rând, obligația administrației locale de a gestiona eficient bunurile care aparțin comunității locale. Apoi, raportul de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate, respectiv venituri, prin consilier juridic Alina Iftinca. Documentația aferentă, respectiv cantitatea și prețul minim de pornire pentru licitație, pusă la dispoziție de un colosiv privat, o intus, în calitate de administrator delegat. În aceste
condiții soliții cu Consiliul Local Bogdănești și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Atât. Comisia numărul 1 a avizat și pe la lucrurile acestea. Dacă vă mulțumesc, ați ceva dacă nu se plătea, dacă nu se plătea aprobare, cine se pierde? O abținere. Da, deci cu 9 vote pentru și o abținere, respectiv domnul consilier Vărcu și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Rețeaua școlară, organizarea rețelei școlare. Deci, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2024-2025 la instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Bogdănești. La primul articol propun organizarea rețelei școlare pentru învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar la instituțiile de învățământ de la nivelul unității administrative teritoriale Bogdănești pentru anul școlar 2024-2025, după cum urmează. Noi două structuri. Școala gimnazială Bogdănești, unitatea de învățământ cu personalitate juridică. Și grădinița cu program Norma Bogdănești, structura arondată. Articolul al doilea, după aprobare, secretarul general al Comunei domnul Încele Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, Colegii Gimnaziale Bogdănești, Inspectoratul Școlar Județean și Instituția Prefectului Județului Bacău. În referatul de aprobare, am menționat următoarele. Având în vedere avizul conform aportat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea rețelei școlare din Matei Bogdănești, privind învățământul preșcolar, primar și gimnazial pentru anul școlar 2024-2025, deci următorul. Și având în vedere prevederile din legea numărul 1 pe 2011, Educație Națională cu modificări și completări ulterioare, solicit Consiliul Local Bogdănești de Educație adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Comisia numărul 2 a avizat favorabil acest proiect. Deci, dată votul de domnul consilier. Tot aprobat. Nici pentru. Da, deci nouă voturi pentru și o abținere domnul consilier. Vă rog și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da. Poftiți. Numărul 4, domnul primar. Punctul 4. Salarizare. Proiect de hotărâre privind majorarea salariului de bază lunară pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău. La primul articol propun majorarea cu 5% începând cu luna ianuarie 2024 a salariului de bază lunare pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, conform anexii care face parte integrante din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea conține următoare. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire către doamna Luceanu Romelea, consilier și doamna Tomă Viorica, referent resurse umane în aparat de specialitate de domnului Comunei Bogdănești. Al treilea articol. După aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Încele Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Tomă Viorica, instituție precum Pupetul Bacău, și Agenția Națională Funcționarul Public. În ceea ce privește referatul de aprobare, practic argumentația este reluată din prima etapă, mai precis de la precedenta ședință de Consiliu, când am declarat public că sunt suficiente argumente și suficiente resurse pentru majorarea salariilor cu un indice care se echivale de indicele de inflație,
dat știind și constatând fiecare în felul lui situația socială din, din țară. În primul rând, polarizarea aceasta excesivă în partea de sus a eșichierului social, cei cu venituri mai mari, cei bogați pe românește, devin tot mai bogați. În partea de jos, cei cu venituri modeste sau cei sărași, tot mai sărași. Și la mijloc, cei care înțelege mai bine campionul în situație, partea aceasta de mijloc, așa numită clasa mijlocie, se, parcă se volatilizează, pur și simplu, zâmbește. Și din dorința de a avea totuși oameni cu suficientă motivație la locul de muncă și de respect față de ei care duc greu, partea cea mai consistentă. Atât, mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, acum mi-am dat și o seama că cineva are dreptate. Cârcotașii care sunt potriva Consiliului Local și a Primării merg prin sat la ora actuală cu copii după proiectul de hotărâre de luna asta și luna trecută. Spună, uitați ce fac, în fiecare lună îți măresc salariul, 10, câteodată 5. S-au uitat să facă referire, de fapt, că acești 5% îți prevăzuți în ordonanța de urgență 115/2023. Și cine m-a oprit și mi-a spus, uite, domnule, în luna decembrie ați mărit cu 10, în luna ianuarie cu 5. Trebuie făcut specificarea că ăștia banii, conform hotărârii, aici s-a spus așa, văzând solicitarea registrată sub numărul 3758 din 12-12 a funcționarilor publici și a personalului contractual, deci, respectivele persoane, da, vedeți, tot la cererea lor. Deci trebuie făcută mențiunea că acești 5% îs conform ordonanței 115/2023 și din cauza asta i-am pus acum nu are, pentru că așa stau lucrurile. Dar și chiar dacă n-ar fi așa, mi-a sunt răspunderea că eu sunt inițiatorul, am făcut o promisiune publică și, după câte știu, ordonanța asta de 15% nu este și pentru ei, este numai pentru persoanele alese, nu așa, domnul secretar? Exact. Și, adică, vorbeam reneauri de volatilizarea funcționarilor public și chiar a celor contractori, care muncesc în țara asta. Praf turist pe aici, uneori în curte cu mine și așa mai departe. Deci mi-a sunt răspunderea pentru că am fost împreună când am luat în considerare faptul că nici n-apuc factorul decizional ca să majoreze salariul și mulți sar la, cum să spun eu, la cartea de credit sau la buzunarul sau chiar la gâtul celor care au un bănuț. Și așa mai departe. Și mi-ar fi fost rușine să mă întâlnesc în fiecare zi, fiindcă i-am refuzat. Cârcotar de ăsta, domnul consilier, cam cu asta o să rămână. E important să lăsăm ceva în urma noastră. Spuneam la început că suntem în ultimul an de mandat și fără îndoială că suntem preocupați să ne analizăm propria, sau ceea ce ne dictează conștiința, dacă am lăsat ceva plus valoare și sperăm că la final de mandat putem să ne răspundem afirmativ și să se vadă,
nu poți să lucrezi cu noi oameni, eu nu înțeleg cu ăsta care face campanie negativă, nenorocetul, și după aia vine să lucreze cu mediul primării și mai dorește și votul celor din primărie, păi ia uite că aici sunt formatori de opinie, așa mai departe. Înțelegeți, lumea e diversă. Și neamurile domnilor de primării vor să-l voteze. Mai vor și neamurile domnilor de primării să-l voteze. Am. Nu. Deci, lumea să o răspunderea pentru această majorare și chiar mă bucur că, chiar dacă ordonanța ultimă nu-i bagă în seamă, că e, înseamnă lipsă de respect din partea mea. Atât de mulțumesc. Îți spun de a favoare. Nu. Da, deci, am o întrebare. Tot la domnul primar. Exprimarea a fost că nu pentru funcționare publici sau lucrătoare din primărie, pentru aleși. Cum adică? Dar și dumneavoastră sunt aleși? Nu, nu. Haideți că vreau eu să fac decizele, nu m-ați văzut. Actul normativ, deci majorează cu 5% la capitolul demnitar. E anexa 9, cu excepția celor parlamentari, da? Deci pentru primari, viceprimari, președinți, vicepreședinți din Consilii Județene cu 5%. Salarizarea, conform legii 153/2017, a personalului public, din administrația publică locală, se face la propunerea primarului cu aprobarea Consiliului Local. Deci ei nu putea să dea o ordonanță să încalce legea salarizării, da? Majorând cu 5% indemnizația primarului, a viceprimarului, da? Să pot majora și celelalte salarii cu 5% pentru că... Domnul secretar, dar exprimarea nu a fost. Bine, mă rog, de exprimare am înțeles. Da, deci ei n-au schimbat legea salarizării. Salarizarea pentru personalul din administrația publică locală se face la propunerea primarului cu aprobarea Consiliului. Bine, dar nu eram obligat ca să... Nu la asta m-am referit. Majorarea. După cum ați explicat dumneavoastră, cine înțelegea, înțelegea că nou ne-ați mărit și nu la funcționare și aleși. Nu, implicit, majorându-se, haideți ca să o lămărim, da. Implicit, majorându-se indemnizația domnului primar și indemnizația dumneavoastră s-a majorat cu 5%. Adică mi-a explicat Vlad, dar din oprimă donată de urgență, era normal să se mărească, dar exprimarea nu... Cel puțin n-am înțeles eu în cazul, dar am înțeles că nu a fost. Domnul consilier, ca cineva cuvântul, cu aia nu? Nu. Sunt pe aprobare, nu este pentru. Da, deci tot cu nouă voturi și noapte. Mă gândeam acum, mă gândeam că poate acum să stăți de acord, domnul. Păi, de exemplu, nici nu-i mărească indemnizația. Doamne, așa să mă refi implicit, nu avem nicio dreapte. Cu nouă voturi pentru joațile, domnul consilier Vulcu, și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Poftiți, domnul consilier. Da, trec la următorul punct, numărul 5. Dăm cuvântul domnului primar. Care e următorul? Pugu. Renunțirea perioadei în valabilitate punctă. Vreau să-mi răspundă domnul președinte. Vă scuzați. Deci, proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al Comunei Bogdanului de Tăpăstău. La primul articol, propus să se aprobe prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al Comunei Bogdanului de Tăpăstău până la data de 31.12.2026. Articolul al doilea, după aprobare primarul Comunei Bogdanului, doamna Toma Viorica, referent, vor duce la îndeprindere hotărârea. Și al treilea, conține următoarele. După aprobare, secretarul general Comunei, domnul Ceoiu Vasile, va comunica hotărârea doamnei Toma Viorica, referent, Consiliului Județean Bacău, primarul Comunei Bogdanului și Institutul Prefectului Județul Bacău. La referatul de aprobare, partea axiologică este următoare. Raportul de specialitate trebuie să-l avem în vedere. Doamne Toma Florica, referentă în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanului de Tăpăstău. Prevederea articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 33 din 2023 privind
prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor pentru modificarea legii numărul 350-2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene, solicit Consiliul Local Bogdănești adoptarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Atât, mulțumesc. Mulțumesc și noi. Comisia numărul 3 a dat acest favorabil. Deci cu 9 voturi pentru și l-a obținut domnul primarul vostru și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Da. Mulțumesc. Punctul numărul 6. Dăm cuvântul domnului primar. Punctul numărul 6. Articolul 1. Să se desemneze doamna Barna Deana Georgiană și domnul Dasta Lusievu, consilier local, pentru a face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al UAT Bogdănești pentru anul 2023. Articolul al doilea. După aprobarea primară Comunei Bogdănești, va aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Ciuie Vasile, primarul Comunei Bogdănești, doamna Toma Viorica și instituții prefectului județului Bacău. În ceea ce privește referatul de aprobare, el se sprijină pe următoarele. Având în vedere procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Bogdănești de sub Bacău pentru anul 2023, având în vedere raportul de specialitate al compartimentului resurse umane reprezentat de doamna Toma Viorica, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Atât, mulțumesc. Mulțumesc. Comisia numărul 3, dat atât favorabil. Dar vreau să întreb ceva. Acești doi consilieri care sunt propuși, nu trebuia să-i propunem noi? Proiectele de hotărâre pot fi propuse și de către domnul primar. Până acum, eu așa știu că erau propuși de către consilieri. De acord, dar domnul primar poate să propună și dumnealui proiect de hotărâre, așa că... Și de data asta, domnul primar, a vrut să propună dumnealui acest proiect de hotărâre. Cred că n-am văzut împotriva. Din cauza secretarului, știi, tare pile la mine. Și m-a trecut pe mine în da. Nu, că n-am nimic împotrivă cu cei doi consilieri care sunt propuși, Doamne ferește. Dar eu așa știu... Înseamnă că aveți ceva cu mine. Am ceva cu mine. Și nu vreau să aveți ceva cu mine. Deci e reciproca, nu? Problema da. Este că trebuia noi să... Așa știu că înainte noi eram cei care propuneam consiliere. Da, eu nu am nimic efectiv împotriva celor doi. Să nu înțeleagă dumnealor greșit. Nu, asta e altceva. Urmează să ieși pe votul. Cum am votat? Da. Da, vă mulțumesc. Până pe aprobare, 5 septembrie. 8. 7 septembrie. Mulțumesc, am avut emoții. Da, cred. Cu 9 voturi pentru și o abține domnul consilier Volcu. Eu știu că aveți o afecțiune pe și acest proiect de hotărâre am fost adus. Deci, numărul de zi, proiect numărul 7. Inițiator, comisia numărul 2. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap pe anul 2024. Articolul 1. Să se aprobe pentru anul 2024 număr de 4 posturi de asistenți personali pentru persoane cu handicap. Articolul 2. După aprobare, doamna Răcovățeanu Romelia, consilier, și doamna Scutaru Lumința Elvira, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Și articolul 3 și ultimul. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Ciuie Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Scutaru Lămânița Edvira și instituției prefectului județului Bacău.
Avizul am dat, a fost favorabil. Nu cred. La urmă. Nu te aprobare, cine cred. Deci 9 voturi pentru și o abținere în lucru și această hotărâre a fost adoptată. La punctul numărul 9. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Mulțumesc. 9 voturi. 9 voturi. La acest proiect propun la articolul 1 să se aprobe diminuarea taxei de poșunat aferente anului 2023 din 300 de lei la hectar la suma de 100 de lei la hectar pentru suprafața închiriată de 27.84 hectare pășuni. Articolul 2. După aprobare, secretarul general al Comunii Dumnezeu Vasile va comunica hotărârea Comunei Bobănești, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Itica Alina și instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condiții de lege. Mulțumesc. Comisia Mărână. Comisia Mărână a avut să fără la greșit pe care întrebări. Cu suma sau la suma? Diminuarea este cu 100 sau la 100? La 100. Da, și scrie cu 100. Cum trebuie, dar nu. Scris. Eu am citit de la 300 la 100. Nu că discuția în comisie a fost alta, adică vrea să ne clarific. Și acela, păi dacă rămâne așa, înseamnă că aici spune cu suma de 100 lei la hectar. De la 300 cu 100 ar trebui 200. Ori corectăm, ori... Nu, la 100. Așa de la 300 la 100. Face modificarea. La 100. Da. Așa, face la cuvânt. Nu, dar așa era. Nu spun de aprobare, cine este pentru? Da, 9 voturi pentru, da? Da. Și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Atunci, la numărul 10, dăm cuvântul domnul Lascu. Doamne, mulțumesc, domnule președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2024, care se prevadă îmbunătățirea imaginii bibliotecii și activității acesteia. La articolul 1, proiectul prevede aprobarea planului de măsuri și activități pentru anul 2024, care se prevadă îmbunătățirea imaginii bibliotecii și activității acesteia, conform anexei care face parte integrantă din prezent proiect de hotărâre. Articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către doamna Pușcașu Sorina, bibliotecar, Biblioteca Comunală Bogdănești. Și articolul 3, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de secretarul general al Comunei, domnul Cioi Vasile, doamnei Pușcașu Sorina, primarul Comunei Bogdănești și instituției prefectului Bacău. Planul l-ați avut și dumneavoastră la MAFA, l-ați putut consulta. Mulțumesc! Avizul. Da, mulțumesc. Cu aprobare. Cine este pentru? Da, tot aceeași problemă. Cu 9 voturi pentru și o abținere după consiliul. Totuși, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Deci, la punctul numărul 1 și pe drept cuvântul doamna Stocală Rezi. Raport privind activitatea asistenților personale. În baza legii numărul 448 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Serviciul Public de Asistență Socială prezintă semestrial cu un raport Consiliului Local Bogdănești. Conform fișei postului asistentului personal a persoanei cu handicap, are următoarele obligații. Să acorde grijă de supraveghere și ajutor minorului sau adultului, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masa, respectând orele de masă, asigură îndeplinirea și condițiile igienice sanitare necesare. Alimentația sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutor, urmărind educarea și formarea deprinderilor de autonomie. Asigură igiena corporală a bolnavilor, alegerii de corp, articole de îmbrăcăminte, lejerii de pat, întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare și la măsurile ce se impun. Respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialiști.
subsemnat ascultarul Numiță Elvira, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, analizând activitatea asistenților personale, care au în îngrijire persoane cu handicap grav, s-a constatat următoarele. Avem 4 asistenți personali. Brănici Adina, pentru fiul Brănici Andrei, este încadrat în gradul de handicap grav, cu teme de valabilitate permanent. Brănici Constantin, pentru fiul Brănici Ștefan, în vârstă de 21 de ani, este încadrat în gradul de handicap grav permanent. Rezmelița Mișoara Crenguța, asistent personal pentru fiul Dascălu Petru Vasile, în vârstă de 24 de ani, este încadrat în gradul de handicap grav cu termen de valabilitate permanent. Și Ghindaonu Teofilia, asistent personal pentru numita Apostol Gabriela, cu domiciliu în Comuna Bogdănești, județul Bacău, sat Filtrești, în vârstă de 63 de ani, este încadrată în gradul de handicap un grav cu termen de valabilitate permanent. Aceștia sunt asistenții personali. Ăsta a fost raportul. Dacă vă rog, vă rog, Erica, și-a luat cuvântul. Deci, următorul punct, atunci. Vă rog, vă rog, Costante, la scuderea. Mulțumesc, domnule. Raport privind activitatea serviciilor locale cu situații de urgență, Bogdănești, în perioada anului 2023. Serviciul voluntar de situații de urgență, Bogdănești, funcționează conform hotărârii Consiliului Local, numărul 35 din 15-12-2005, Bogdănești, având în vedere prevederi legale și regulament de organizare și funcționare, aprobate prin avizul Inspectoratului de situații de urgență. În perioada anului 2023, în calitate de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, am desfășurat următoarele activități. Au fost întocmite și avizate de către inspectoratul șef al inspectoratului pentru situații de urgență al județului Bacău următoarele documente. Planul de pregătire în domeniul situației de urgență pe anul 2023, în anul 2023, programul de măsuri privind activitatea preventivă și de intervenție a serviciului voluntar de situații de urgență, planul de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă pe teritoriul Comunei Bogdănești. Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, și anume prevenirea incendiilor la gospodării și terenul agricol. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștință cetățenilor prin afișare la instituțiile publice, operatorii economice și la punctele de informare, primărie, dispensar, școală din localitate. Activitatea de apărare împotriva incendiilor a fost organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile legii 307/2006 și a ordinului Ministrului și Afacerilor Interne și a Internelor, numărul 163/2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor ordinului 163/2007, emise de Ministerul Afacerilor Interne, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Așa. S-a acționat cu pompa submersibilă din dotarea serviciului pentru evacuarea apei din fântânile publice și private din Comuna Bogdănești, în vederea igienizării cu cloramină, precum și alte intervenții pe linie de situație de urgență și dispoziții date de primarul Comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adresele tradise de Inspectoratul de situație de urgență Bacău pe linie de situație de urgență. S-au luat măsuri de igienizare a șanțului de pe marginea trotuară prin îndepărtarea vegetației costitoare din dotare. Având în vedere atenționarea meteo transmise de ei sub Bacău pe perioada manifestării fenomenului meteorologic periculoase, precipitații abundente, perioadele caniculare, pentru evitarea apariției unor stări potențiale generatoare de situații de urgență, s-au întrebit următoarele măsuri. Instruirea populației privind prevenirea incendiilor în gospodării, pe teren agricol și la fonduri forestiere. Avertizarea populației cu prioritatea locuitorilor din zonele cele mai expuse la inundații și caniculă. Verificarea traseelor de evacuare a zonelor de acordare de prim ajutor. Atenționarea microfermierilor și a celor care tranzitează zonele de risc despre pericolul la care se expun în condițiile comportării pe timp de precipitație abundente și de caniculă din regiunile posibil afectate. Identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu, în condiții caracteristice și temperaturi ridicate,
și lipsei precipitațiilor. În urma controlelor efectuate la grădiniță, școală generală, biserică, la biserice din comună și casa comunei, pe raza comunei, nu s-au constatat nereguli. Pe tot parcursul anului 2023, am intervenit la o parte din evenimentele pe linie de situație de urgență. Total incendii anul 2023, 6, din care incendii la gospodării populație 4, incendii vegetație uscată Făriș 2. La aceste incendii, din cadrul serviciului voluntar pentru situație de urgență, au participat Brănici Constantin, Nitelu Gheorghe, Cibotaru Marian, Frățilă Doru, Răpanul Costel și Costândoi Gelu. Total, controle de prevenire, 115, din care la gospodării populației 109, biserici 2, dispensar 1, casa comune 1 și la școala gimnazială 2, din care în nereguli constatate au fost 22. S-a executat 2 exerciții de alarmare și evacuare în caz de cutremur și incendiu la școala gimnazială Bogdănești în prezența serviciului voluntar. Numărul elevi participanți 115, numărul cadre didactice 10, numărul personal auxiliar participant 3. S-au întocmit 10 rapoarte de activitate de intervenție pentru justificarea consumului de carburant. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este dotat conform normei de dotare cu care se poate interveni în momentul producerii unei situații de urgență. Pentru bunătățirea activității desfășurate de serviciul voluntar pentru situații de urgență, propun să ne sprijiniți în continuare. Concluzii și propuneri de îmbunătățire a activității. În anul 2024 se va urmări continuarea programului de informare a populației și a salariaților prin elaborarea unor materiale explicative, lărgirea cadrului de pregătire specifică în școli gimnaziale și la instituțiile publice și agenții economici, continuarea procesului de identificare a unor noi forțe și mijloace de intervenție și încheierea unor convenții, completarea dotării de protecție civilă, monitorizarea zonelor de risc și luarea tuturor măsurilor posibile pentru limitarea și înlăturarea urmărilor acestora. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și noi! Dacă domnule consilier, ia cineva pe urmă, dacă nu este, treci la următorul punct. 13, îi dăm cuvânt cu doamna Pușcașul Sorina. Mulțumesc, domnule! Raport de activitate pentru anul 2023 la Biblioteca Comunală Bogdănești. Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, stimați invitați. Luna ianuarie a începutului de an a fost luna sărbătorilor culturale cu o semnătate istorică deosebită, începând cu Ziua Națională a Culturii și Ziua de Naștere a Poetului Mihai Eminescu, 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor sau Mica Unire, încheiind cu Ziua Bibliotecii de la 30 ianuarie. Biblioteca Comunală Bogdănești este prima bibliotecă publică din țară înființată la sat și a împlinit în 2023 127 de ani de existență. După cum știți și dumneavoastră, interesul pentru cultură și pentru lectura a tinerilor și adulților la nivel național este nesemnificativ pentru majoritatea dintre cetățeni. Putem spune că interesul pentru cultură este pe ultimul loc în lista de priorități. Tehnologia zilelor noastre își spune cuvântul prin folosirea și accesarea mai ușoară a internetului, a telefoanelor și rețelelor de socializare. Totuși, anul 2023 a fost de bun augur pentru Biblioteca Comunală și Căminul Cultural, începând cu un frumos bal organizat de capitanul Caprei, Paladie Ștefan Marius, împreună cu un grup de tineri din comună, tradiție și obicei desfășurat la trecerea dintre ani. A fost... Păi da, mai repetat și am repetat și anul trecut. Păi nu, în... A fost Palade, deci nu mă lăsați să... În 2023 a fost Palade. Da, anul ăsta a fost Orsache. Și anul trecut, că sunt 23 la ce vot. Dar balul a fost pe întâi. Păi balul a fost pe întâi, deci nu mă lăsați să continui. Dacă aveți ceva de spus, spuneți după. Ei, da, auziți. Păi da, eu am scris ce a fost, că Palade a fost anul trecut.
Încă o dată s-a jucat. Păi deci plecă nena, că balul Caprea... Păi balul Caprea a fost... ...întâi ianuarie. Păi da, da. Și ăsta... 2023, la fel cum... Cum și anul ăsta a fost Ursachii și s-a făcut puțin. 2023. Păi am început cu activitățile... Cu Caprea. Păi cum, nu-i tradiții și obicei, nu ține de cultură? Da, dar raportul era privind... Da, până de dumneavoastră. Activitatea dumneavoastră din bibliotecar. Nu a primit nici bărerea. Evenimentele care au fost. Deci, asta era. Păi spune păi, continuare. Păi, da. În actul de gestiune, doamna Pușcașo are... Are școală. Are de căminul. La ochiul are. Din bărerea. Da. Deci, în anul 2023 am încheiat cu clasele 1-8 de la Școala Gimnazială Bogdănești două proiecte educaționale intitulate Lumea Fascinantă a Copilăriei și Ziua Națională a Lecturii. Prilej cu care elevii au venit la bibliotecă și am sărbătorit împreună câteva zile culturale importante, 15 ianuarie, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu și ziua culturii naționale. Iar pe data de 15 februarie am sărbătorit ziua lecturii. Copiii au citit la bibliotecă povești, poezii, au răsfoit cărțile noi cu ilustrații și au împrumutat cărți la domiciliu. Aceste activități au fost fotografiate și postate pe pagina bibliotecii și pe contul personal de Facebook. În cadrul acestor proiecte au fost și activități pe termen lung, intitulate Literatură în povești și am specificat aici ziua de 8 martie, ziua internațională a femeii. Am creat și am confecționat copiii felicitări pentru mămici. 21 martie, ziua mondială a poeziei, întâlnire la bibliotecă unde s-au recitat poezii scrise de diferiți autori. Și ziua de 2 aprilie a scriitorului Hans Christian Andersen, când sărbătorim și ziua internațională a cărții pentru copii. Am postat pe pagina de Facebook a bibliotecii aceste activități cu evenimente culturale, cu aniversări și comemorări ale personalităților culturale de la data respectivă, precum și promovarea cărților noi din bibliotecă pentru interesul publicului, pentru a atrage mai mulți utilizatori la bibliotecă și urmăritori ai paginii. În fiecare lună din an am organizat expoziții de carte în bibliotecă cu aniversări și comemorări ale autorilor și personalităților culturale, cu informații despre aceștia și cărți scrise de ei. Fiecare expoziție de carte a fost postată pe pagina bibliotecii, urmărită și apreciată de 250 de persoane. 24 iunie am sărbătorit ziua universală a ei, numită la român și sărbătoarea sânzienilor. Copiii au venit îmbrăcați național, au desenat și au colorat ea românească la bibliotecă. Și 26 iunie ziua drăgălului național. Copiii îmbrăcați național au desenat și colorat drapelul național. Pentru aceste activități, din 24 în 26 iunie, țin să mulțumesc copiilor, doamnei învățător Cătărea Maricica pentru sprijinul acordat, domnului consilier Silviu Dascul și familiei sale pentru sprijin și sponsorizare. 31 august, o zi marcată ca ziua limbii române, am făcut postare cu referate și poezii. În perioada 14-17 septembrie 2023 a avut loc la Bacău Festivalul Național George Bacovia, la care am fost invitat în calitate de bibliotecar, fiind prezent alături de Biblioteca Județeană și ceilalți colegi bibliotecari. Am postat această întâlnire pe rețelele de socializare, au fost lansări de carte, convorbiri cu scriitori și critici literari invitați, spectacole de teatru, muzică și poezie. În timpul anului, mai precis în luna mai și noiembrie, au fost prezentate pe scena Căminului Cultural două spectacole de teatru și magie de către actori și animatori ambulanți în colaborare cu Școala Bogdănești. Au participat elevi, părinți și cadre didactice. Și aceste spectacole le-am pozat, filmat și postat pe Facebook spre știința publicului. În intervalul ianuarie-decembrie 2023, la Biblioteca Comunală Bogdănești, au avut loc și următoarele activități. S-au înscris 7 utilizatori, 4 elevi și 3 adulți, ajungându-se la final de an la un număr de 261 de utilizatori. Am dat spre împrumut la domiciliu și consultat în bibliotecă un număr de 311 cărți din diferite domenii, literatura română, literatura universală, literatura pentru copii, istorie și geografie. Au fost înregistrate pe tot parcursul anului 180 de vizite la bibliotecă. Am făcut achiziție de carte,
conform sumei de 4.000 de lei alocată bugetului instituției, din care s-au achiziționat 137 de cărți cu factură fiscală, cărți din majoritatea domeniilor, ținând cont de aparițiile noi și de cerințele publicului utilizator. Am primit ca donație 261 de cărți de la două persoane fizice. Cărțile din donații, împreună cu cele cumpărate, s-au adăugat la fondul de colecție cu un total de 398 de cărți. Am preluat și prelucrat noile achiziții, precum și donațiile, prin înregistrarea lor în registru de inventar. Le-am numerotat și ștampilat, după care am așezat la raft toate cărțile, făcând posibil accesul liber al utilizatorilor. Dacă la sfârșitul anului 2022 fondul de carte al bibliotecii era de 8.064 de cărți, la sfârșitul anului 2023, prin achiziție și donație, fondul de carte s-a mărit, fiind acum de 8.462 de cărți. Am postat pe rețelele de socializare atât cărțile noi cât și cele donate, intrate în fondul bibliotecii, pentru înștiințarea și informarea publicului, pentru a promova cărțile și pentru a atrage cât mai mulți cititori. Au fost solicitate, imprimate și sau copiate pe hârtie un număr de 650 de pagini folosite de elevii școlii din localitate, elevi de liceu, adulții din localitate, precum și în interesul bibliotecii, constând în referate, informații, desene, copiere și documente trimise prin e-mail. În luna decembrie, la Căminul Cultural, a avut loc serbarea de Moș Crăciun a clasei pregătitoare de la Școala Bogdănești, condusă de învățător Siclaru Cristina. Copiii l-au primit în mijlocul lor pe Moș Crăciun, într-un cadru frumos decorat de iarnă. Au dansat, au sunat poezii, au colindat, au sorbovit, iar la urmă au primit darul de la Moș Crăciun. Un eveniment important legat de tradiție și cultură, prezent de câțiva ani în viața comunității noastre, a fost și premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, sărbătorind nunta de aur. Au fost 7 cupluri premiate cu o sumă de bani și o diplomă de fidelitate. Acest eveniment s-a desfășurat la sediul primăriei Bogdănești în ultima zi de Crăciun. Anul 2023 s-a încheiat cu obiceiul de iarnă numit Capră, organizat de un grup de tineri din comună, obicei ce marchează trecerea dintre ani, continuat și în prima zi din noul an. Nu pot trece cu vederea și să nu menționez că odată cu obiceiul Caprei ne-au onorat cu prezența și o ceată de urși din zona Comăneștiului, care au dansat și au urat comunității noastre. Totuși au venit în zona noastră. Eu i-am postat și i-am filmat și i-am pus. Pe de-aia așa vin Doamne. Toate acestea activități și evenimente de pe întreg parcursul anului au fost pozate, filmate și postate pe contul personal, pe pagina bibliotecii. Aia nu e activitate. Grupul Iubim Bogdăneștiu. Da, aia nu e activitate. Activitate rezultatele de la bibliotecă care sunt. Am spus și de bibliotecă, n-am spus? Da, am înțeles. Lasă. Închei până a spune mulțumesc tuturor colaboratorilor, elevilor, părinților, cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Bogdănești pentru sprijin și participare și cu un citat memorabil rostit de Mircea Eliade. Citându-l pe Eliade, spun cât timp va exista, în care spunea, cât timp va exista undeva prin lume un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată. Trebuia, practic, din activitatea dumneiei. Activitatea cu urși, cu pozi, cu nu știu ce, nu intră în activitatea, în activitatea dumneiei. Că așa și în altă ordine de idei, pe noi, pe mine m-ar interesa chestii reale, câți cititori sunt. Pentru că știm foarte bine că la ora actuală copiii și în general tineretul nu mai folosesc cartea. Ăsta e adevărul, ce sunt mai marea majoritate. Deci ei merg pe calculator, pe tablete și așa mai departe. Aici activitatea pe care a spus-o nu mai spun. Păi sunt activi în urmă de 150, ei sunt înscriși toți, am zis, la portal. Am înțeles, sunt înscriși. Dar cât vă vin în fiecare zi sau o dată pe săptămână, câți vă vin? Câți cititori vă vin? De la școală, din comună, din sat, vă vin doi cititori? Poate să vin, poate să nu, că poate să vină. Nu, vă spun așa, exact. Că nu mint.
Poate să vină în fiecare zi unul sau doi, poate să nu vină într-o săptămână niciunul. Corect. Sau poate să vină 3-4 într-o zi, sau poate să vină pe săptămână 4-5. Deci, da, eu notez în evidență, nu... Da. Deci asta este important, de biblioteca și dumneavoastră este foarte importantă, tinerii nu înțeleg cât importantă este cartea, pentru că acum au intrat toate astea moderne, toate, v-am spus, calculatoare, laptop și așa mai departe, și activitatea este să stăm degeaba. În concluzie. Iar dacă îmi permiteți un pic să spun, am specificat și de capră și de obiceiuri, pentru că ține de tradiții și de obiceiuri. Și iar cultura se referă și la tradițiile și obiceiurile de timpul anului sau la sfârșitul de an. Sunt de acord, dar nu intră că aici e raport de activitate, nu? Activitatea dumneavoastră. Deci activitate știu așa. Eu ca asistent medical lucrez și fac tratamente, mă, să am cu ce fac acolo, dau, vorbesc, îmi cer scuze. Așa? Deci asta înseamnă activitate. Nu am sfârșit. Asta e. Dar să repetă asta în fiecare an. Și anul trecut am tăcut, n-am zis nimic, anul ăsta la fel. Deci pentru că activitatea la bibliotecă, vorbeam și cu o altă, chiar în Onești vorbeam, activitatea la bibliotecă este foarte slabă la ora actuală privind cartea. Asta e adevărat. Da, privind cartea. Da. Da, domnul președinte, atât. Da, vreau să fac și o precizare, că dumneavoastră vă referiți doar la activitățile doamnei Pușcașu cu privire la bibliotecă. Da. Dar atribuțiile dumneavoastră se referă și la Casa Comunei, adică doamna nu face doar împrumut de carte. Dacă, deci eu nu vreau să iau apărarea gratuit nimănui, dar dacă vă uitați un pic pe pagina de socializare, vedeți acolo că sunt activități, fotografii de la evenimente, foarte multe, nu, lăsați-mă un pic, activități desfășurate în colaborare cu școala. Știu că e o problemă peste tot cu cititul cărților, dar atrăgând copiii la desene, la știu eu mai ce activități, dansuri, ce au avut pe acolo, îi atrage și la citit. Adică nu trebuie să vedem exclusiv să numărăm în cărți, că nu suntem chiar la uzină să numărăm câte șuruburi se fac. E un pic mai vast. Comparația nu este chiar atât de șuruburile cu cărțile. Dar dumneavoastră spuneți așa, dar activitatea, practic, cine? Deci doamna Sticlaru, doamna învățătoare, doamna director Sticlaru a avut o activitate la Căminul Cultural, da? A fost o activitate în parteneriat, adică nu este doar activitatea doamnei Sticlaru. Iar cu capra și cu ursul și cu palul sunt activități care s-au desfășurat la Casa Comunii, unde doamna a fost și a păzit acolo, de seara până a doua zi. Este gestiunea dumneavoastră și dacă îi strică scaunele și alta... Da, vreau să fac, nu știu, cred că doar o simplu părere. Cred că doamna Berian, nu vreau să sunt efectiv neutră la toată lumea, dar probabil doamna Berian și este și punctul meu de vedere, dintotdeauna s-a pus accent prea mult pe activitățile găzduite și nu inițiate. Deci cred că aici este o discordanță. Corect, așa. Da, probabil dacă spui lucrurile la un moment dat, nu se perpetuă pe termenul. Probabil dacă doamna Berian spunea anul trecut când a vrut, probabil anul ăsta, în raportul de specialitate, nu mai punea accent așa de mult pe activitățile găzduite și nu inițiale. Mai rezistați până la anul. Atât, mulțumesc. Da. Scuțe, pe cuvântul doamna Scutar Lăviță. Informare privind protecția și asistența socială în cadrul Comunei Bogdănești pentru anul 2023. În calitate de consilier cu probleme sociale în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, cu privire la activitatea de protecție și asistență socială la Comuna Bogdănești pentru anul 2023, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte. Până la data de 31 decembrie 2023 s-au întocmit 24 dosare privind alocațiile de stat pentru copii și s-au înaintat la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Referitor la ordonanța de urgență numărul 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și stimulentul de inserție, au fost înregistrate 10 dosare care au fost înaintate la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău.
conform legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, au fost înregistrate un număr de 30 de dosare. Conform legii 448/2006 au fost înregistrate un număr de 31 de indemnizații cu handicap grav care au primit suma de 2079 de lei. Referitor la prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului, sunt înregistrate un număr de 5 copii în plasament familial. În domeniul protecției și drepturilor copilului se întocmește trimestrial o fișă de monitorizare conform ordinului 2019/2006, care cuprinde copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar minorii sunt lăsați în grija bunicilor sau rudelor până la gradul 4. Sunt identificați un număr de 13 copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate și un copil cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Având în vedere legea 272/2004, s-au întocmit cu un număr de 2 dosare privind delegarea autorității părintești privind copilul în cauză. S-au efectuat anchete sociale solicitate pe mai multe categorii după cum urmează: părinții căror copii sunt încadrați în gradul 1 de handicap, persoane care sunt încadrate în gradul 1, 2 sau 3, solicitări de la judecătoria Onești privind cazurile de divorț la modul de întreținere, creștere și educare a minorilor, solicitări de la Serviciul de Probațiune Bacău, părinți cu venituri mici ai căror copii beneficiază de bani de liceu, anchetele solicitate de DGASPC Bacău pentru acordul indemnizației de însoțire, anchete pentru instituirea tutelei sau curatelei, anchete pentru minorii beneficiari de o măsură de protecție specială, anchetele efectuate pentru alocațiile de susținere se efectuează din 6 în 6 luni privind ajutorul social și alocația de sprijin financiar. În legătură cu venitul minim garantat, legea 416/2001, au fost înregistrate un număr de 15 dosare. Până la data de 31 decembrie 2023, s-au înregistrat un număr de 187 cereri conform legii 226/2021 privind stabilirea măsurii de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie pentru perioada sezonului rece. La legea numărul 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, au fost înregistrate 5 dosare de etichet social. Având în vedere prevederile aplicării hotărârii numărul 784/2018 privind lansarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, au fost distribuite în 2 etape un număr total de 482 de pachete. Aceasta a fost informarea pe 2023. Da, vă mulțumesc. Bravo. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc. Raport de activitatea pe semestrul 2 a anului 2023. Compartimentul registrului agricol funcționează în subordinea directă a secretarului și a primarului comunei Bogdănești. Activitatea compartimentului este asigurată de un angajat funcțional în funcție de execuție și anume subsemnata Pascu Vasilica. Având în vedere hotărârea de guvern numărul 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024, ordinul numărul 734 din 29.04.2015 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, care la alineatul 4 prevede ca semestrial, în ședința de Consiliul Local, prin grijă primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor registrului agricol și prin hotărâri să stabilească măsuri pentru eficientizarea acestei activități, s-a întocmit prezentul raport. Principalele activități desfășurate din cadrul registrului agricol constau în ținerea la zi a tuturor pozițiilor de înregistrare agricol, furnizarea de date către Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă Bacău, întocmirea și eliberarea de atestate de producători și carnet de comercializare a produselor agricole, eliberarea adeverințelor cu privire la datele înscrise în registrele agricole, înregistrarea contractelor de concesiune și acturi adiționale, încheiate între concedent și concesionar pentru bunurile agricole aflate pe rada Comunei Bogdănești. Activitățile. În semestrul 2 2023, activitatea
din cadrul compartimentului agricol a fost axată pe completarea anuală a registrelor agricole în condițiile impuse de prevederi legale în vigoare, alegerea datelor necesare ținerii la zi și centralizarea datelor din registrele agricole și soluționarea tuturor petițiilor, cererilor și înscrisurilor înregistrate în cadrul compartimentului. În cadrul compartimentului, în gestiune, în anul 2023, se află un număr de 2664 de poziții, din care 1210 poziții ale gospodăriilor cu domiciliu în localitate, 1454 poziții ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și 45 poziții ale persoanelor juridice, care această operațiune de ținere la zi și centralizarea datelor în registrul agricol. Tot în semestrul 2, 2023, s-au întocmit răspuns la petițiile cetățenilor, validarea amplasamentelor parcele teren, adevenție subvenție ajutor încălzire, 8 atestate de producători și carnete de comercializare a produselor agricole, această activitate presupunând întocmirea unei documentații specifice și deplasarea în teren pentru verificarea existenței în gospodăria produselor și produselor destinate comercializării în piețe, în special adevenință și certificate pentru atestare drept proprietate, adevenință pentru completarea dosarelor în vederea schimbării cărților de identitate, adevenință la ghiere mijloace de transport. Conform numărului tehnice de completare în registrul agricol, în perioada semestrului 2-2023, s-au înregistrat un număr de 26 solicitări privind înscrierea în registrul agricol a construcțiilor și suprafețelor de teren dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, certificate de moștenitor, partaj voluntar. O altă activitate importantă din cadrul compartimentului a fost culegerea de date și informații din gospodării, societăți agricole, asociații agricole înscrise în registrul agricol, în vederea întocmirii rapoartelor statistice. Situația parcului de tractoare și mașini agricole la data de 31 decembrie 2023. Datele astfel centralizate au fost comunicate Direcției Teritoriale de Statistică și Direcției pentru Agricultura Bacău. Tot în această perioadă au fost întocmite și înaintate la Direcția Agricolă Bacău și la Direcția de Statistică Bacău rapoartele și situațiile statistice solicitate. La nivelul unității administrative teritoriale, la crearea unei baze de date proprii și activități de arhivare a copiilor rămase în evidența care constă în ordonare și gestionarea tuturor documentelor rămase la dosar. Cam asta este raportul meu de activitate. Este o solicitare din partea, de fapt este spre știință, în atenția OAT Bogdănești, primarului Comunei Bogdănești și Consiliului Local și este adresată Secției de Drumuri Naționale Bacău. Stimate doamne, stimați domni, subsemnați Rezmeriță V. Vasilii și dăcine pe o domiciliată în strada Tulcou numărul 13, Comuna Bogdănești, de Zupacou și Trandafir Viorica, tot la fel cu CNP-ul domiciliată tot în Tălpou, la numărul 12, având calitatea de unici moștenitori legali ai lui Rezmeriță I. Vasile, având calitatea de proprietar al terenului situat din intravilan în Comuna Bogdănești, respectiv care la 69 parcela 1766, în suprafață de 100 de metri pătrați teren agricol, conform titlul de proprietate numărul 78037 din 16 aprilie 1996. Răspundem adresei primite din partea instituției primarului Comunei Bogdănești, adresă fără număr, nedatată și primită de noi în data de 6-12-2023, data poștei următoarele. 1. Conform codului administrativ art. 197-1, comunicarea însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate se face înscris de către secretarul general al OAT, subdiviziunea administrativ teritorială și se registrează într-un registru special destinat acestui scop. Prin urmare, adresa dumneavoastră trebuia să poarte număr și dată. Și ne indică aici manuala privind gestionarea documentelor unei instituții publice anul 2011. 2. Reiterăm din nou faptul că situația juridică la momentul prezent al terenului la care am făcut și facem în continuare referire cuprins în titlul de proprietate anterior menționat este proprietate privată. Mai mult decât atât, afirmația dumneavoastră, și pune ghilimelele, suprafața de 100 de metri pătrați fâneață, a fost înscrisă în mod ilegal în titlul de proprietate numărul 78037 din 16 aprilie 1996, a fost făcută fără să fie adusă vreo dovadă materială în acest sens și constatăm cu uimire că primarul Comunei Bogdănești s-a substituit și a hotărât în locul unei instanțe judecătorești că acest teren a fost înscris în mod ilegal.
De asemenea, nu ne vom lăsa niciun fel intimidați de această afirmație, întrucât suntem încredințați că legea este de partea noastră, iar domnul primar al Comunei Bogdănești, prin acțiunile și afirmațiile sale, uită că trăim într-un stat de drept, afirmațiile în fals fiind pedepsite conform legii. 3. Domnul primar susține că autorul Rezmeriței Vasile nu a solicitat în cererea 4063 din 16.3.1991 această finească. Afirmația este falsă, autorul Rezmeriței Vasile va solicita în cererea respectivă terenul așa cum l-a avut în anul 1962. Arabe. Fostul CAP a construit după anul 1962 un șanț pe acest teren în lungul și în latul său, decupând acești 100 metri pătrați de fâneață de restul terenului arabel. În urma cererii de restituire a terenurilor cu numărul 4063 din 91, Rezmeriței Vasile a primit conform titlul de proprietate 78037 din 16.04.1996 1803 metri pătrați teren agricol și 100 metri pătrați fâneață, care este înscrisă în tabla 69, parcela 1766 și învecinată cu DN 1825. Toma Marcel, Rezmeriță Vasile și Chitic Vasile și nu cu DN 11 sau cu E574, așa cum eronat sau curea credință se menționează domnul primar. 4. Dumneavoastră afirmați că acest teren este una din suprafețele rampei de legătură cu podul din proximitate. Pod de legătură peste taluzul șanțul, aferent DN 11, în paranteză E574. Culmea, tot dumneavoastră ne acuzați că am ocupat abuziv 100 de metri pătrați din domeniul public, care este inalienabil și indivizibil. Trebuie să știți însă că domeniul public nu se poate suprapune peste o proprietate privată. Urmând logica dumneavoastră, curțile gospodăriilor vecine care sunt amplasate lângă imediata proximitate a DN 11 sunt constituite ilegal pe aceleași suprafețe aferente acestuia până la 2 metri de la piciorul taluzului. 5. În cuprinsul celor 27 de ani de când Comisia Locală de Fond Funciar a rezolvat cererea de restituire a lui Rezmeriței Vasile, niciun vecin sau alte persoane fizice și sau juridice interesate, și aici include și în CNADR, prin secția de drumuri naționale Bacău, nu a contestat limita proprietății înscrisă în titlul de proprietate 78037 din 96, a cărei moștenitori legali suntem. 6. Suntem total de acord cu investiția pe care o executați, dar nu suntem de acord ca unele construcții să fie executate pe proprietate privată, fără să fi plătit o despăgubire dreaptă și justă către proprietari, conform prevederilor legale aflate în vigoare. În lipsa unei hotărâri judecătorești definitive care să anuleze total sau parțial titlul de proprietate menționat, dumneavoastră ocupați în mod ilegal terenul ce ne aparține și ne împiedicați buna folosință. Solicităm pe această cale răspuns de la CNADR prin secția de drumuri naționale Bacău asupra chestiunii privind terenul 100 de metri pătrați fâneață pe care domnul primar Comunei Bogdănești îl transferă cu de la sine putere din proprietate privată în proprietate publică, suprafața aferentă DN 11, respectiv domeniul public, respectiv proprietatea CNADR. Și semnează cei doi reclamanți. Deci este adresată, v-am spus, CNADR, secția de drumuri naționale Bacău și este în atenția domnului primar și dumneavoastră. Dacă ești în atenția dumneavoastră, aș relua discuția pe care am inițiat-o în data trecută, oarecum. Acum să spunem, domnul Demir, nu știu, probleme. V-am arătat data trecută, sau am menționat că pentru investiția de apă și canalizare există o autorizație de construire și această autorizație se bazează și pe un acord prealabil de la CNADR, de la Compania Națională de Administrare Infrastructuri Rutiere. Deci nu am obținut chiar la mod întâmplător această autorizație. Am aici cererea depusă de Rezmeriței Vasile, tatăl Viorica, cea lui domnul antrenor. E vorba de în care nu se menționează nimic referitor la fânaț și așa mai departe.
Dar eu mă mai întreb, dacă în titlul actual figurează 100 de metri pătrat fănață, de ce nu l-are înregistrat la Registrul Agricol? Nu l-a avut înregistrat nici la momentul corectivizării și nu l-au înregistrat niciunul dintre cei doi moștenitori. Le-a fost frică de impozit, mă scuzați. Da, dar eu nu fac un caz. Ei au făcut un caz în astea. În momentul când unul dintre moștenitori a venit aici să solicite un ajutor din zona compartimentului de asistență socială, i s-a explicat că nu îndeplinește condițiile legale și a început marea supărare după vreo 2-3 ani de lucru în zonă. Eu n-am înțeles asta cum vine. Aici am datele de identificare, dacă vreți, dar cred că aveți încredere. Acum, eu am pregătit răspunsul. Cineva trebuia să-și dea un răspuns în termen de 30 de zile, trebuie respectată legea. Dumneavoastră bănuiați că nu manifestat un apetit deosebit așa să colaborați la un răspuns. Eu o să vă citesc că ceea ce am compus eu, am mers la cineva din primărie care el a trimis. Eu de obicei așa lucrez. Îmi place să scriu și să citesc. Și acum o să vă dau citire celor transmisii. Deci are anchetul primăriei în partea de sus către stranda Fiorica și a strada Talpon numărul 12, comuna Bogdan de Zbacău, resmerință Vei Vasile, cam vecin sunt acolo, la numărul 13. Și am început așa, având în vedere reclamația dumneavoastră împotriva OAT Bogdănești, primară Bogdănești, Consiliul Local Bogdănești, înregistrată la numărul 3371 din 13.11.2023, mai având în vedere și obiectul reclamației dumneavoastră, vă comunicăm următoarele. Suprafața de 100 metri pătrat, făneață în ghilimele, a fost înscrisă în mod ilegal în titlul de proprietate numărul 78037 din 16 aprilie 96, relevant, având următoarele. Vă amintesc că în această perioadă nu era altcineva decât persoana mea primar aici, care semnează fișa tehnică din tocmirea titlului. Dacă vă referiți la perioada 92-96, primar era domnul Trandafir. Autorul Rezmăriței Vasile nu a solicitat făneață, în cererea adresată, după cum am arătat la cameră, Comisia Locală de Fond Socială, înregistrată la numărul 4063 din 63-91. Suprafața respectivă nu se regăsește în registrul agricol din perioada 59-61, la momentul corectivizării, la fel cum nu se regăsește nici în evidențele actuale la rolurile dumneavoastră. Dacă toți m-au un titlu, fiți înscris-o. În faptul, făneața înscrisă ilegal în titlul de proprietate menționată este una din suprafețele rampe de legătură cu botul din proximitate executat în tehnica ramblă, cu un taluz orientat spre sud. Conform legislației în vigoare, nu i-am spus care lege, că deci dacă intri pe internet o găsești oricine, mai ales că nu se mai citește acum, dar pe internet se intre. Este vorba de ordonanța Guvernului 43 din 97, care este și legea drumurilor. Deci drumul pe care călcăm sau rulăm, Național 11574, face parte din Sistemul Național de Transport, proprietate publică a statului, cu următoarele părți componente. Împriza și zonele de siguranță, suprastructură și infrastructura drumului, podurile, podețele, șanturile, rigolele și așa mai departe. De apărare, cale de consecință, dumneavoastră ați ocupat abuziv 100 metri pătrați și așa mai departe. Pentru că legea asta, sau ordonanța mai întâi, spune clar ce înseamnă amprize de schimb, elementele constructive ale până la șanțe inclusiv. După urmează zona de siguranță. Numai că spuneam și data trecută, că și eu m-am informat, nu pot să dau drumul la ceva scris care nu este conform cu legislație.
Acolo, ramba, orice tipod are două rampe, rampe de sensor. Are o tehnică specială, o formă de, oarecum, de trapez, să spunem. Da. De piramidă tăiată, turnul de piramidă. Și are o față orientată spre sud. Spre Balica, o față cu toții astea. Deci, zonele de siguranță ale drumului sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului, după cum spuneam, până la 2 metri de la piciorul taluzului. Deci, unii talud, unde se termină taludul la cota 0, mai e voie să duci construcția încă 2 metri. Este acolo un canal de preluare. Deci să spunem oare cum cu duș întors, că CAP-ul a tras un șanț pe acolo și așa mai departe. Păi dacă ne gândim șanțul de colectare a torențelor de pe dealuri, îi apără parțiala respectivă. Și se vede clar că limita proprietății este un gard situat la limita proprietății domnului Chetic Vasile. Dacă ar fi fost jumătate-jumătate, conform codului civil, ar fi pe miroc, să spunem, dar nu-i cadă. Deci lor le aparține și șantul respectiv. Terenul le-au, că pot verifica și așa mai departe. Menționăm prin prezentă că pentru investiții de apă și canalizare, Primăria Bogdănești deține atât autorizate de execută, cât și autorizate de amplasare. Acum, eu apreciez că, totuși, nu sunt împotriva investiției. Numai că investiția asta, repet, a avut un acord prealabil, are autorizație și așa mai departe. Și n-am nimic nici cu bărbetul ca pe dumneavoastră, și cu cei 100 de metri, ca tata, dar timp cât lasă lucrurile așa cum sunt, ca să funcționeze în ordine. Cam atât. Dar dacă aveți alte puncte de vedere, colaborăm. Nu este o problemă, da? Da. Punctul meu de vedere. Da. 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 Da.